profesor. Repet, suntem onorați că astăzi ne-a vorbit unul dintre puținii supraviețuitori ai acțiunilor reale din Munții României, unul dintre cei care la foarte puțini ani au considerat că țara merită apărată, că neamul românesc are un viitor și că pentru acest viitor al neamului merită orice jertfă. Și domnul profesor a dat cu prisosință jertfă de suferință, iar apoi îi mulțumim și pentru mărturiile care le-a scris personal și pe care institutul pe care îl conduce îi l-a adus. Sunt volume și volume care merită apreciate și merită citite. Mulțumim! O prezență deja constantă la întâlnirile noastre este domnul profesor Tiberiu Costăchescu din Sibiu, care este puțin grăbit, dar pe care l-am rugat să aibă puțin mică răbdare și să ne prezinte încă o dată ceea ce are dânsul de spus despre rezistența națională. Mulțumim!